Uite, eu am trăit într-o familie în care se trezea dimineața la șase vara și se mergea la strâns porumb, la prășit, la plivit, Participai la... participam astea? la aceste munci. Fără să mi se spună, e regulă să ne trezim la șase, Trebuia de făcut muncă. Da, nu se și întreba. Asta, exact, și asta educa cumva o anumită disciplină a personalității. De aceea, azi copiii mei se trezesc la șase, orică e weekend, orică nu, dar nu mai, nu mai e din, din neplăcere. Dar e din plăcere, că agonisim timp, știi? Sau acasă, de exemplu, era o, o regulă, care după aia am înțeles că e regulă, să mâncăm întotdeauna împreună. Știu, după aia așa am înțeles era. că sunt familii care nu mănâncă împreună și a fost o mirare pentru mine. Îl așteptam pe cu seara. gheorăiau aici, știi? Așa era, e? așa, așa era, era și la mine. Corect, vezi? E o regulă asta? Stăteam, asta, da, vezi vine. dacă nu vine, că să punem să nu se răcească. Să... Oare regula da. asta sudează familia? E Evident. Și ce